De câțiva ani buni, învățământul din România încearcă întoarcerea spre ruta profesională care poate asigura calificarea forței de muncă pentru domeniile deficitare din țară și străinătate. În perioada 11-24 iunie se fac înscrieri la această formă de învățământ în 21 de unități școlare din județ pentru meserii cu mare căutare pe piața muncii din țară și Uniunea Europeană. Pentru înscriere la învățământul profesional, în această perioadă, reloc etapa 1 de înscriere în învățământul profesional în intervalul 13-24 iunie. Pentru anul școlar 2016-2017, înscrierea în învățământul profesional se desfășoară în 3 pași. Înscrierea candidaților, proba suplimentară de admitere, dacă numărul candidaților este mai mare decât numărul de locuri oferite de unitatea școlară și afișarea rezultatelor. În județul Neamț există 21 de unități de învățământ care școlarizează elevi pentru învățământul profesional de 3 ani pentru domenii ca mecanic auto, tivichiciu, vopsitor auto, sudor, tricoter, confecționer, confecționat produse textile, pilator, tâmplar universal. Există profesii cu mare căutare pe piața muncii și posibilitatea calificării în mai multe meserii. Din păcate, în ultimii 25 de ani, interesul elevilor și al părinților pentru învățământul profesional a scăzut simțitor. Electrician, constructor, bucătar, copetar, brutar. Înscrierea candidaților în vederea admiterii se face la unitatea de învățământ, care are ofertă educațională pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani, pe baza opțiunilor candidatului, pentru una sau mai multe calificări profesionale existente în oferta școlii. Din datele deținute până acum, se constată un interes scăzut al elevilor și părinților față de școlile profesionale, deși piața muncii solicită personal calificat în meseriile precizate anterior. Învățământul profesional cu durata de 3 ani este o rută de educație și pregătire practică care oferă absolvenților de clasa 8-a posibilitatea de dobândirea unor calificări profesionale. Înscrierea absolvenților de clasa 8 la o școală profesională are foarte multe avantaje legate de asigurarea de burse școlare, de un contract prin care societățile comerciale asigură un loc de muncă absolvenților și posibilitatea de a face practică productivă la societățile cu care se încheie contracte. Există, sau putem să ne gândim la următoarele avantaje pentru tine. Tinerii au o calificare profesională, pot obține mai rapid un loc de muncă, beneficiază de o bursă lunară în valoare de 200 de lei pe parcursul studiilor și pe lângă bursă pot beneficia și de susținere financiară, stimulente sau alte forme de sprijin acordate de agenții economici la care fac practică. În cei 3 ani de studiu, elevii vor face practică la firme unde învață meseria aleasă de la cei mai buni rămași în branșă. În anul 2 vor face 60% dintre ore pregătire practică și 40% pregătire teoretică, iar în anul 3, 70% pregătire practică și 30% pregătire teoretică. La absolvire, elevii primesc certificat de calificare profesională, în baza căruia se pot angaja atât în România, cât și în orice altă țară din Uniunea Europeană. Absolvenții unei școli profesionale au și posibilitatea ca la absolvire să-și continue studiile liceale și să-și lucreze. Finalizarea cursurilor, elevii își pot continua studiile în cadrul unui liceu, însă pot decide și să lucreze în același timp. Există multe firme în județul Neamț care au semnat contracte de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor, pentru desfășurarea practicii și pentru sprijinirea elevilor, acestea putând astfel să-și asigure o forță de muncă calificată în propriul domeniu de activitate. Putem da exemplu Refil sau Umaru. În consecință, invităm absolvenții de clasa 8-a să se înscrie la școlile profesionale. Elevii și părinții interesați se pot informa la Inspectoratul Școlar Județean despre cele 21 de unități școlare din județul Neamț care asigură pregătirea profesională a viitorilor absolvenți de clasa 8-a.